consumul de droguri distruge vieți și destine. Din păcate, mulți tineri din județul nostru încearcă substanțele interzise din curiozitate sau la presiunea anturajului. Problema este că dependența psihică în cazul multor substanțe se instalează de la primele utilizări. În topul drogurilor consumate în Maramureș se numără cannabisul, etnobotanicele și substanțele inhalante. Cele mai consumate droguri din categoria drogurilor ilegale sunt cannabisul pe primul loc, urmat de noile substanțe psihoactive, așa numitele legale sau etnobotanice, cum sunt cunoscute de marea majoritate a celor din comunitate, iar pe locul 3 se situează solvenții sau substanțele inhalante. Cam acestea sunt substanțele cu care noi ne confruntăm în momentul în care beneficiarii noștri se adresează serviciilor noastre. Dependența în unele categorii, la unele categorii de substanțe se poate instala de la o primă utilizare. Cei mai mulți consumatori care se adresează centrului din Maramureș apelează ocazional la droguri. Cu toate acestea, procesul de recuperare este unul îndelungat și reabilitarea se face doar cu multă voință din partea celor dependenți. O mare parte dintre ei, să știți că reușesc să renunțe. Capătă încredere ca să se adreseze serviciilor pe care noi le oferim în urma activităților de prevenire, dar în marea majoritate a situațiilor cu care noi ne-am confruntat am avut persoane care s-au reabilitat. Evident că am avut și persoane care au recăzut în consumul de substanțe, dar acesta este un pas în procesul terapeutic care duce spre vindecare. Dar, repet, este nevoie de foarte, foarte multă voință și foarte multă dorință pentru a scăpa de substanță, pentru că este, într-adevăr, este dificil. Conducerea Centrului Antidrog Maramureș spune că procesul de reabilitare poate să dureze ani de zile sau chiar toată viața. Aceasta depinde de tipul de drog consumat și de perioada de timp în care persoana dependentă a avut o relație cu substanța respectivă. Mai intervin și situațiile de policonsum, în care aceeași persoană se droghează cu diverse tipuri de substanțe interzise. De aceea, procesul de recuperare este individualizat pentru fiecare caz în parte.